Avem planul premierului Marcel Ciolacu după anul cu toate rândurile de alegeri. Șeful guvernului vrea impozit progresiv pentru cei care au venituri de peste 100.000 de euro. În plus vrea să introducă o singură cotă de TVA, așa cum ne recomandă Fondul Monetar și Banca Mondială. Mergem la jurnalistul Antena 3 CNN, Gina Vacariu, cea care vine cu toate datele. Te ascultăm, Gina. Bun găsit, Cătălina, în exclusivitate pentru antena 3CNN. Premierul Marcel Ciolacu a dezvăluit așa din planurile pe care le are și după alegeri. Dacă va rămâne și în această funcție de premier, vom vedea. Este pentru introducerea unui soi de impozit progresiv pe venitul global pentru cei care au venituri, spunea domnia sa, peste 100.000 de euro pe lună, așa a dat un exemplu, adică dacă ai aceste venituri care depășesc 100.000 de euro din chirii, arende, dobânzi sau Bitcoin sau așa mai departe, să plătești un impozit mai mare. Acum, cota standard de impozitare este de 10%. Deci, cei care au peste 100.000 de, de euro să treacă la un impozit progresiv, care să fie 20-25%. Vom vedea care sunt procentele dar v-am explicat acum mecanismul. A mai spus că își dorește taxe mai mici pe salariu minim, să nu mai fie atât de împovărat de taxe salariu minim, dar și taxe mai mici pentru familiile cu mai mulți copii și care trăiesc din două salarii minime, de exemplu, să plătească, de pildă, impozite mai mici la primărie. Sau chiar deduceri pentru grădiniță, creșă, meditații, tot la fel aici se referă pentru familiile care au copii și au nevoie de toate aceste investiții până la urmă și să poate fi capabilă o familie să-și deducă astfel de cheltuieli și să nu mai plătească la stat aceste sume. Dar vine și cumva bomba, pentru că s-a discutat și anul trecut și cu Comisia Europeană, Ministrul de Finanțe a discutat și cu Comisia Europeană să introducă în România o singură cotă TVA. Acum mai avem cotă TVA de 5%, de 9% și cea de-a treia este de 19%. Vom vedea dacă vom trece la o cotă TVA de 19% pentru toate serviciile și produsele sau chiar s-ar putea să ne aștepte de anul viitor o cotă TVA mai mare, de 20-21%, pentru că a discutat Ministrul de Finanțe asta și cu cei de la Comisia Europeană anul trecut, când trebuia să facă rost de bani și specialiștii de acolo, de la Comisia Europeană, spuneau că cea mai facilă metodă să obții acești bani este să crește tva cu un punct sau două puncte procentuale. Însă vom vedea ce se întâmplă după alegeri. Foarte importante toate aceste decizii. Mulțumesc, pentru aceste date.